Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Și la o discuție dificilă, dacă s-ar putea fără ipocrizie, cu cât mai multe argumente. Așa și noi, ca oamenii sinceri, nu? Să ne propunem să fim sinceri cu noi înșine și să discutăm o problemă importantă. Oricât de bune ar fi zilele libere, oricât de mult ne-ar plăcea nouă vacanțele, adevărul este că atât cât muncim, noi, în general, ca națiune, atâta împărțim, sub o formă sau alta, prin salarii, prin profituri, prin dividende, prin fiecare din ce trăiește. Oricât ne-am ascunde după deget, zilele libere înseamnă mai puțină muncă și, în final, mai puțină producție. Este adevărat ce spunea Ciprian Dinu mai devreme, că în urmă cu ceva ani eram sub media europeană. Între timp am recuperat. Anul ăsta mi se arată mie într-o statistică de care nu sunt sigur că e foarte bună, că sunt 11 zile libere lucrătoare din 14 în total, cele mai multe dintre ele prilejuite de sărbători religioase, unele le-a zice quasi-religioase, pentru că ziua de 1 mai, de exemplu, liberă în România, eu o consider o sărbătoare a micilor. Ea nu este ziua muncii propriu-zisă, că noi ceea ce facem de 1 mai este nu să vorbim despre muncă, ci despre mici și bere. Acesta este un adevăr care vă place sau poate nu vă place, mie mi se pare ușor demonstrabil. 1 iunie este zi nou introdusă sau relativ nou introdusă în calendarul zilelor libere naționale, la fel ca și 24 ianuarie, ziua în care sărbătorim Mica Unire, la fel ca și ziua de 5 iunie, care nu este, este a doua zi de Rusalii, nu e prima zi de Rusalii. Constructorii oricum nu prea munceau în ziua respectivă, că e rău de accident dacă muncești de Rusalii. Și în rest avem adormirea Maicii Domnului, Sfântul Andrei, Crăciunul, Paștele și, bineînțeles, Ziua Națională a României. Ceea ce încerc să fac astăzi este o discuție despre utilitatea acestor vacanțe prelungite, le spunem așa. Vă reamintesc că în perioada 1-5 iunie, cu bunăvoință de la Guvernul României, ziua de 2 iunie a fost acordată bugetarilor și acelora care doresc să nu lucreze, tot ca zi liberă, tocmai pentru a, zice doamne, a stimula turismul, să plece lumea în vacanțe. E corect. Însă, în alte părți, să știți că aceste vacanțe, n-am glumit mai devreme când am spus, aceste vacanțe, unele dintre ele, sunt lăsate și la deciziile unor regiuni sau județe, tocmai ca să se evite aglomerarea în vacanțe. Că, până la urmă, nu vrei neapărat să pleci din Severin în vacanță în același timp cu cel din Suceava. S-ar putea să aveți rudele, nu? În același loc. Deci să plece un județ odată în vacanță sau o regiune sau oricum, nu așa toți odată. Îți doar propuneri. Cum vi se par? 0372069599. Haideți cu argumente pro și contra. Bună ziua, Marius! Bună ziua! Din Constanța vă sun. Da? Vă bucurați? Vine toată lumea peste dumneavoastră acolo, o să fiți invadați. Da, Dumnezeu. Partea proastă este că la privat nu s-a respectat, nu se respecte nimic. Eu am lucrat și sistemul de stat, unde aparent se mai dădeau libere și așa. Depinde de șef. Așa. Partea proastă este că 1 iunie este dată ca o zi ca părinții să iasă copiii la plimbare. Ce este rău, că acea instituție care ar trebui să verifice drepturile, respectarea drepturilor, adică ITM-ul în speță, da, vine și face un control aparent. Eu dacă aș lucra la ITM... Dar poate și inspectorii de la ITM au copii, v-ați gândit la asta? Două secunde. Am auzit puțin mai devreme că în momentul în care lucrează sâmbătă, duminica, în weekend, în mod deosebit, când aparent, zic aparent, dar este legal, e weekend și da, acolo sunt sport de 100%, la privat sau le oferă zile libere în compensare, atenție! Două secunde, am înțeles. Au, da, vorbeam de romanță, la idee sport de 100%, deși sport de 100%, eu nu zic că nu, este foarte bine că se dau aceste sport, toate ministerele de interne, apărării, toate au cu aceste sporuri, la privat oferă posibilitatea angajatorului să dea 1%. Dacă legiuitorul ar prevede ca... Marius, ce vreți dumneavoastră să propuneți? Eu înțeleg că sunteți nemulțumit. Da, rapid, haideți să facem un... Nu, domnule, iertați-mă, haideți să facem un dialog, vreți? Sau vreți să țineți un monolog? Scuze că nu. Deci, întrebarea mea pentru dumneavoastră e asta. Deci, înțeleg că sunteți nemulțumit de faptul că la privat nu se dau la fel de multe libere ca la stat. E corect? Nu, se respecte. Se respecte. Atât timp cât codul muncii le prevede, să le respecte și să compense cu timp liber. Iar weekendul, asta vreau să închid, două zile pe săptămână sau 8 zile pe lună trebuie să aibă omul liber. Și atunci să știți că n-am mai fi această
discuții inutile între privat și stat, că statul muncește, că privatul nu muncește. Și la privat se muncește 10-12 ori, dar nu sunt respectate reguli. N-ați răspunde la întrebarea asta, sunt bune sau nu atât de multe libere? Sunt de acord, 11 zile sunt puține. Știți că în America, în Canada, aceste supermarketuri se închid vinerea până duminica ora 4-5 sau la ora 1? De ce credeți? Păi așa este, pentru că trebuie să stai și cu familia. Partea proastă că e adevărat. Este pe locul 3. Marius, ok, e adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră parțial. Acea legislație ce închide în weekend, sau mai bine zis limitează în weekend, programul super rețelelor de hipermarketuri, acel program are rostul de a-i face să supraviețuiască și pe ăilalți comercianți, aia mai mici, care nu reușesc altfel să facă față. Mai interesați-vă, din punctul ăsta de vedere. Am impresia că am mai și avut noi o discuție aici pe această temă, pe vremea când se vorbea despre monopolul hipermarketurilor. Și asta e o temă de dezbatere, sigur. Bună ziua, Daniel! Bună ziua, Moise! Cum ar fi să se închidă și mall-urile de zilele astea libere, domnule? Să aibă toată lumea. Din partea mea să se închidă, nu mă pasionează mall-urile. Dar de unde sunteți? Din Arad. Și, n-aveți așa multe mall-uri la Arad? Sau aveți? Unul singur. E suficient pentru noi. Ok. Dar, după părerea mea, e o idee bună, din toate punctele de vedere. Economic, vorbind, este o zi, nu? Atât. Păi o zi și cu o zi și cu o zi se adună, să știți. O zi. 1 iunie și 5 iunie sunt legale. Nu discutăm. Păi de ce să nu discutăm? Iertați-mă, discutăm. Uite că discutăm. Corect, da. Aveți dreptate. Teoretic aveți dreptate. Putem discuta. Dar nu vreți noastră. După părerea mea, oricum, cum zicea predecesorul, nu pot să zici că sunt foarte multe. Doamne, am și o întrebare. De ce trebuie să fim liberi de 1 mai? E o sărbătoare instituită de foarte mulți zeci de ani, dacă țin bine minte. Păi aia, că nu mai știm ce sărbătorim de 1 mai. Că noi pe vremea comuniștilor sărbătoream 1 mai prin muncă sau prin alte defilări. Nu e adevărat, dar să știți că 1 mai, deci da, 1 mai a fost zi liberă, tocmai pentru ca oamenii să-și ceară drepturile, ca să poată ieși în stradă la defilări, nu la defilări, ci la manifestații de protest în cele mai multe cazuri. Și în cele mai multe țări din lume așa se întâmplă. Sigur, faptul că România e cea mai mișto țară din lume și că noi nu avem astfel de probleme în zilele libere, ci le facem în zilele lucrătoare, uite cum e astăzi la Parlament. Culmea e, cei care au cele mai multe libere sunt cei care vorbesc acum numai despre salarii. Ați auzit știrea de dimineață cu aia de la Protecția Consumatorilor, care sunt supărați că au mai mari salariile aia de la Inspecția Sanitar-Veterinară? Da, așa s-a produs această cascadă. În momentul în care unora le-au crescut salariile, au început toți să le crească salariile. E o țară minunată. De aceea, de 1 mai, noi nu ne ducem ca alții la proteste, noi ne ducem să mâncăm mici, ceea ce e ok. Bună ziua, Robert! Bună ziua, Moise! Eu vreau să spun vis-a-vis de ceea ce ai spus cu alte țări. Eu am lucrat în Spania 7 ani de zile, mai mult de vreo 3 ani de zile, acum lucrez în privat, în special în distribuție. Problema este în felul următor, că și, de exemplu, cazul numai Spania, cred că sunt cu vreo 4-5 zile chiar mai multe decât noi. Aceasta este problema, ceea ce a spus antevorbitorul meu, că între privat și stat există această neconcordanță. Privatul nu respectă liberul, statul îl respectă. Dacă sunt multe sau puține, eu zic că sunt destule. Păi nu, stați. Sunt anumite, deci acum să nu le amestecăm. Sunt liberele legale alea de le-am enumerat eu și sunt libere suplimentare, cum e asta de 2 iunie, de exemplu. Am înțeles. Care e numai pentru bugetari. Statul, nefiind o zi liberă legală, statul o dă pentru angajații săi. De exemplu, în Spania, pe ceea ce vorbesc eu, în momentul se numește puente, în momentul în care se stabilește să se facă liber între acele zile legale, se respectă și la privat. Ba din contră, de exemplu, în Spania, mall-urile care le spuneți dumneavoastră sunt închise toate weekendurile, un weekend pe lună. Un weekend pe lună sunt deschise. În rest, sunt închise, pardon, duminica. Numai duminica sunt închise. O dată pe lună sunt deschise. Ce propuneți? E de bine în Spania, clar. Dar ce propuneți pentru România, Robert? E foarte de bine în Spania. La fel de bine este și în România. Dacă muncim eficient acele ore în care suntem la serviciu, este foarte bine și este loc și pentru liber. Și nu putem să muncim eficient? Nu știu, adică înțelegeți faptul că în zilele libere nu producem. Și că în final împărțim ceea ce producem. Nu e nicio problemă. În zilele în care lucrăm, dacă lucrăm așa conștiincios și foarte bine, producem suficient ca să acoperim și liberul
de acasă. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Să n-aveți cumva impresia că eu nu mă bucur de zilele libere. Dar acum, dacă toată lumea e pentru, eu va trebui să fiu împotrivă. Bună ziua, Gabriel! Bună ziua, Moise! Bună ziua și ascultătorilor! Îmi cer scuze că eu să fiu un pic bombănit. Mi-aduceam aminte de discuția pe care am avut-o cu colegii tăi înainte de emisiune, în care spuneai așa că ai așa un sentiment mai aiurea pentru că... De vinovăție! Da. Din păcate, Moise, părerea mea proprie și personală este că ai avut înfiorător de multe dreptate. Și anume că, da, suntem un an de trântori. Avem zile în care mergem la serviciu. Mă rog, nu e cazul meu, eu lucrez la privat de când mă știu și întotdeauna am fost plătit după eficiență. Ne-am mai de trântori, dar dumneavoastră faceți excepție. E ca în Caragiale asta, dacă știți la ce mă refer. Eu sunt văzut ca afară în ochi și de ce sunt întrebat de ce nu mă car de pe aici, știi, că dau exemple proaste. În materie de zile libere, iertați să-mi fie, sunt prea multe categorii socioprofesionale care aproape că au liber în fiecare zi, deși ei o consideră ca fiind zi de muncă. Asta e o răutate din partea dumneavoastră. Dacă dorești, pot să dau și ca exemplele de categorii socioprofesionale. Așa este, dar v-aș putea da contraexemple. Sunt convins că ați găsit ceva. Avem contraexemple, bineînțeles. Deci, de exemplu, de la bugetari, pentru mine jos pălăria față de poliția rutieră, care totuși ne mai ține în frâu și în zilele de sărbători legale sau suplimentare. Săraci de ei, sunt... meu, da, ei nu pot comenta în front. Din punctul meu de vedere, iarăși jos pălăria și pentru jandarmerie. Acum s-ar putea ca suporterii echipelor de fotbal să-mi sară în cap și să mă blagoslovească. Deci sunt destul de multe categorii socioprofesionale de la buget care își fac meseria, dar din păcate, dacă ar fi să facem așa un pic de statistică, s-ar putea să ne iasă un număr din o cifră, nici măcar din două cifre. Gabriel, unde vreți să ajungeți? Până la urmă, întrebarea mea astăzi e asta. Doamne, e bine să avem mai multe libere sau nu? Întrebarea este foarte simplă. Dacă dai mai multe zile libere, ce câștigi? Turism, am spus. Venitul din turism. Dacă dai mai multe zile libere, nu știu dacă vei câștiga sigur din turism, pentru că tu, pentru ca să faci turism, de exemplu, în afara Bucureștiului, trebuie să te deplasezi până acolo și s-ar putea să ai mici probleme care să ducă la mari probleme de sănătate, pentru că s-ar putea să te enervezi că stai... Dar crește consumul cu carburant. Crește consumul de carburant. Știți, România e producătoare de benzină și motorină. În același timp, statul e accize, pentru că cu cât stă mai mult pe șosele, adică nu trebuie să vedeți doar partea aia. De ce sunteți negativist? Lasă-l sunteți de la denare liber, nu e așa, Gabriel? Îmi cer scuze, eu sunt ăla care se ocupă de servere și storici. Dacă mă sun la ora 12 noaptea, sâmbătă spre duminică, trebuie să mă ocup de el. Da, dar vedeți că asta v-a făcut, iată, sunteți hater deja din cauza acestui program. Părerea mea e că dumneavoastră aveți nevoie de libere. Ar trebui să fiți pentru, mai mult decât ceilalți. Da, te-aș întreba altfel, cei ca mine, de exemplu, poftim, sunt unii care supraveghează la Cernavodă Centrala. Pur și simplu sunt plătiți să se uite la niște ceasuri indicatoare și să nu facă nimic, da? Pentru că reactorul ăla își vede el singurel de treaba lui. Și doar în cazul în care, Doamne ferește, sună o alarmă, un indicator trece pe roșu, atunci trebuie să muncească. Dar în rest, ei trebuie să fie acolo disponibil 24/365. Da, dar nu. Lucrează în ture. Da, lucrează în ture, dar nu contează că este Paști, că este Crăciun, că este Anul Nou, nu contează cam multe lucruri pentru ei, da? Primesc compensații. Gabriel, unde vreți să ajungeți? Că ne lungim. Scurt și la obiect. Avem foarte multe, din punctul meu de vedere, zile libere, pentru cât de slab, de puțin și de lipsit de eficiență lucrăm. Vă mulțumesc pentru telefon. Gabriel, îmi cer scuze să mai vorbească și Mihai. Dumneavoastră e clar, sunteți workaholic. Ați greșit țara. Bună ziua, Mihai! Bună ziua! Vă ascultăm! A punctat foarte bine colegul dinainte. Alt workaholic, așa. Da, să zicem. În primul rând, cred că nivelul salarial din mediul privat și cel din mediul bugetar este relevant și cred că nu putem câștiga din turism, că dacă s-ar face o statistică privind cine pleacă mai mult în afara țării, bulgar sau în alte parte, o să observați că, de fapt, cei cu nivelul salarial foarte mare... Alo, păi vedeți că pierdem bani când ai care pleacă din țară, nu ne aduc beneficii. Ai care pleacă în țară. Acum, pentru că având un liber prelungit, cei din mediul bugetar, să zicem, așa, aceia sunt plecați în afară.
Uite că nu m-am gândit la acest aspect. Deci vacanțele mai scurte, ziceți dumneavoastră, dar mai dese, ar face mai bine turismului național, că dacă le dai 5 zile, bugetarii fug în Spania. Păi sau sigur, în mediul privat, de exemplu, eu sunt convins că nu beneficiază decât foarte puțină categorie de oameni de 5 zile. Pot să vă dau... da, din punctul ăsta de vedere nu greșiți. Dar pentru că ați făcut trimiterea la salarii, de curiozitate, Mihai, ce lucrați dumneavoastră? În vânzări, în distribuție. Ok, uite să vă dau un contraexemplu. În privat sunt salarii mai mari, ați zice nedrepte din acest punct de vedere în mediul privat, când vine vorba de IT-ști. E dezbatere acum cu IT-știi de la Ministerul Justiției. Eu am probleme, sau mă rog, eu, noi toți avem probleme cu profesorii pe care iau copiii, de exemplu, de care trebuie să predea informatică la școală și care sunt plătiți la mult sub nivelul IT-știlor din sectorul privat. Poate nemeritat, poate meritat, habar n-am. Dar uite că sunt și distorsiuni inverse, ca să spun așa. Corect, dar sunt mai rare, zic eu. Dacă luăm din domeniul meu, să zicem că sunt un șofer și un șofer din mediul bugetar, vă spun că ia mai mult decât un șofer din domeniul privat. Din păcate, vrem, da, spuneți. Cât nu se schimbă această grilă, da? Pentru că cel din mediul privat îl susține pe cel din mediul bugetar, cred că România nu se îndreaptă într-o direcție bună. Ok, vă mulțumesc pentru telefon, că tot vorbim de IT și de distorsiunile din țara asta, noi nu le percepem, dar salariile în IT, de fapt, sunt mici în România. Gândiți-vă că 110.000, am văzut ultima statistică, de angajați în firmele din IT produc cât 2 milioane de agricultori. Sigur că au salariile mai mari și veniturile mai mari, dar gândiți-vă cât de mult înseamnă asta și cât se redistribuie, de fapt, din valoarea adăugată din munca lor către alte categorii, inclusiv către agricultori, dar nu numai către agricultori. 0372069599, avem prea multe libere sau nu? Bună ziua, Nicolae! Bună ziua! Sunteți hotărât și supărat de Sfântul Nicolae, nu e liber, din ce știu eu. Nu e. Da, nu, nici n-aș vrea să fie liber. Cred că sunt mult prea multe sărbători religioase care sunteți ateu, să înțeleg, noastră. Nu sunt ateu, nu. Cred că sunt mai degrabă agnostic, dar nu asta e... Sunteți doar nedus la biserică. Asta înseamnă agnostic. Ceva de genul. Ok. Da. Eu lucrez în mediul privat, iar prieteni și inclusiv membrii ai familiei lucrează la stat. Și așa? Nu înțeleg de ce nu au și, dacă tot au hotărât să fie atât de multe zile libere, să fie libere ca șară la privat. Adică mâine suntem liberi, vine mergem la serviciu. Care e problema? De ce nu pot să facă și așa? Păi, stați un pic. Noastră aveți un avantaj de care nici nu vă dați seama. Ce faceți mâine? Joi. Joi? Da, în zi liberă. Ce faceți? Ce v-ați propus să faceți? Păi nu, practic pierd timpul. Păi de ce, domnule, că e liber să stați cu copiii? N-am copii încă. Păi iată, domnule, aveți o oportunitate, vă dă guvernul ocazia. Deci, spre deosebire de bugetar, dumneavoastră aveți doar 1 iunie. Trebuie să știți să folosiți acea zi, nu să o pierdeți. Că dacă aveați 5 zile legate, o zi o pierdeți. Da, da. Vă e ciudă pe rudele dumneavoastră acum, trecând peste glumă. Nu, nu este deloc ciudă. Problema mea cea mai mare este cu bugetarii. Cel puțin cu aia care îi cunosc eu și cu care am avut interacțiuni, nu cred că merită atât de multe libere pentru calitatea muncilor. Nu toți sunt de acord, o parte din ei, dar o parte semnificativă, adică undeva la 80% de populație. Deci, Nicolae, ați sunat astăzi la emisiune să spuneți că vă e ciudă că bugetarii au liber, pentru că și în afară de asta... Nu-mi e ciudă. Nu-mi e ciudă. Pur și simplu sunt... Da? De fiecare dată ei au toate beneficiile și prestează prea puțin pentru ele. Asta e opinia mea. Poate s-au dus mai des decât dumneavoastră la biserică. V-ați spus problema? E posibil. Vă las să mai meditați. 0372069599. Claudiu, bună ziua! Claudiu? Cred că i-a picat semnalul. Bună ziua, Sfântul Andrei! Salut! De ce avem, domnule, liber de Sfântul Andrei? Spuneți-mi și mie. Nici eu nu aș... Nu sunt de acord cu liberul de Sfântul Andrei. Deci despre Sfântul Andrei, creștinătorul Daciei, e o întreagă poveste. Din punct de vedere istoric, să știți că sunt destul de multe controverse. Adică nu e ca 23 august, să zicem așa. Unde și acolo erau foarte multe controverse, dar parcă mai multe sunt la Sfântul Andrei. Deci de ce avem noi liber de Sfântul Andrei? Sfântul Andrei. Deci este mai împământenit decât 23 august, cred eu. Ziceți? Sunteți tânăr. Așa mi se pare.
Ce mai să spun? Eu lucrez în vânzări. Am lucrat toată viața mea în vânzări, de la 18 ani, fac 30 de ani peste vreo lună, tot timpul am lucrat în vânzări. Ce vindeți? Material de construcții. A, păi de-aia, e de rău. Dumneavoastră ar trebui să vă luați liber, nu? Că de Rusalii nu lucrează niciun constructor. Lucrează pentru o singură zi, ne mai luăm liber, mai stăm la birou, mai facem acte. Nu este asta problema. Tind aici să fiu și puțin obiectiv, pentru că cum muncesc eu, la mine se lucrează foarte mult în perioadele astea, de exemplu de 1 iunie. Nu își va lua nimeni care vrea să facă treabă serios liber. Constructorii, nu știu, și acum serios, câtă lume și ia liber de 1 iunie și stă numai cu copilul? Adică dacă ai un copil și dedici doar o zi pe an, pentru el, nu știu, faci ceva greșit. Eu știu, aveți un copil? Pe drum. E pe drum. O să prețuiți, să știți, fiecare minut, fiecare zi liberă pe care o să o petreceți cu copilul dumneavoastră, iar dacă nu o să o prețuiți, o să regretați după aceea. Mulți ani. Sper să fie și așa. Dar, știți, copiii cresc. Să dedic o singură zi într-un an pentru copii, nu știu, mi se pare contraproductiv. Nu, o zi în plus. Deci asta e un sofism, domnule. Deci asta e un sofism, domnule. Hai, domnule, că ne-a dat guvernul o zi. Păi, dar ce, domnule, nu mai o zi pe an să stăm cu copiii? Nu, e o zi în plus. Este o zi în plus, dar eu sincer văd și foarte contraproductiv. Mai devreme vorbeam de turism, că pleci din București, sunt din București. Pleci din București, pe Valea Prahovei, la mare, la munte, unde vrei tu, la rude, la țară. Păi aduceți-vă dumneavoastră pe Valea Jiului. De ce să vă duceți pe Valea Prahovei? Normal că pe Valea Prahovei stați. Păi vedeți, aici nu au turism. Nu putem să stimulăm turismul doar cu libere, așa, nu știu, mi se pare... Foarte forțat. Mi se pare forțat. Îți dau multe zile libere ca să stimulez turismul. Adică e ca atunci când s-au ținut minele de cărbuni deschise, că ne-am vorbit de Valea Jiului. Dacă nu sunt productive, le ții deschise pentru ce? Nu e bună comparația noastră. Acum la modul foarte serios. Turismul în România, turismul din România e din ce în ce mai eficient. El este privat. E pe o infrastructură, deci infrastructura se schimbă destul de mult. Da. Vedeți, sunt uite, lucruri bune implementate românește. Nu neapărat. Fac destul de multe vacanțe în România. Tot timpul am preferat România. M-am plimbat și în afară. Tot timpul am preferat România. Așa. În afară de persoane particulare care fac turism, gen mici pensiuni sau așa. Păi, mici pensiuni, păi acelea sunt cele mai vii, domnule, în acest domeniu. Acelea sunt cele mai inovative, de fapt. Că într-adevăr, da, deci... Și știu să-și facă cel mai bine. Știi să se facă ce mai plăcuți. Dacă... Să revii la ei. Da, în același timp... Andrei, nu știu, ați fost vreodată pe Valea Oltului? Da. Vă place? Da, este foarte frumos. E mișto, probabil... Adică mă rog, eu... drumul este oribil, dar... Nu, drumul nu e oribil. Nu, e aglomerat drumul, nu e oribil. Este aglomerat, da. Da, deci eu sunt de părere, acum divaghez puțin, poate fac o discuție separată despre asta. Mie mi se pare că Valea Oltului e al doilea cel mai frumos loc din România, asta pentru că eu sunt crescut la Severin pe Dunăre. Și mie mi se pare că defileul Dunării este cel mai frumos loc din lume, dar Valea Oltului, incontestabil, e superbă. În același timp, dacă te uiți la infrastructura turistică de acolo, adică câteva pensiuni și în rest hotelurile de pe vremea, mă rog, de pe alte vremuri. Sau duceți-vă vreodată vara să vedeți cum stau oamenii în ștrandurile alea, precum conservele. Aia nu e potențial turistic exploatat. De ce se întâmplă asta? E o întreagă dezbatere. O las pentru altă dată. Acum vorbim de zilele libere. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Deci nu vă uitați strâmb la pensiunile din contră. Acelea trebuie încurajate. Acelea sunt cu adevărat vii în materia turismului din ce în ce mai bun în țara noastră. Bună ziua, Mihaela. Bună ziua. Vă ascultăm. Cred că sunt de acord cu zilele libere, dar cred că ar trebui lipite cumva de trei ori pe an, adică o săptămână liberă de Paște, două săptămâni între Crăciun și anul nou, când oricum productivitatea muncii este scăzută. Păi de ce să fie scăzută? Pentru că este scăzută, pentru că lucrez în producție de 14 ani și știu că atunci productivitatea muncii este scăzută. Și cred că și acest liber de joi până luni, iarăși afectează productivitatea muncii. Păi nu. În momentul în care miercuri nu poți să încarci marfă, pentru că joi nu lucrează nimeni. Așa. Și nici nu poți să primești marfă, okay, marți, pentru că luni nu lucrează nimeni. Ok. Bun. Deci dumneavoastră spuneți că sunt mai bine legate astea, da? Decât, da, decât sparte așa de o zi lucrătoare.
Exact, pentru că o săptămână cu 3 zile lucrătoare afectează foarte mult productivitatea muncii. Sunt curios, în ce domeniu lucrați noastră? În producția de semifabricate din lemn. Interesant ceea ce povestiți. Ok. Dar vă dați seama că, în general, așa cum vorbeam mai devreme, în România nu se închid hipermarketurile sau mall-urile. Adică cineva trebuie să lucreze, să facă aprovizionare și în aceste zile libere. Nu e ca și cum am stinge lumina și am plecat din țară. Gata, domnule. Eu vineri nu pot să mă duc să iau materie primă de la niciun furnizor, cu atât mai mult de la stat, pentru că nu se lucrează. Luni nu pot să, marți nu pot să primesc de la niciun furnizor sau nu pot să, pentru că iarăși luni nu se lucrează. Cu alte cuvinte, și miercuri este o zi parțial blocată și marți. Okay, deci adică ziua dinainte de vacanță și de după vacanță. Plus că vă dați seama că până pornesc motoarele și până se pornește cu adevărat producția durează cam câteva ore bune. Păi nu înțeleg atunci, deci vă plângeți și de aceste libere legate la stat, să înțeleg. Da, mă plâng și de aceste libere. Eu cred că ar trebui legate cumva, cum spus, aprilie, august, decembrie. În care... Așa? Spuneți. Să nu se lucreze, toată lumea are liber, toată lumea este în vacanță. Da, o săptămână sau două. Ok. Interesantă propunerea dumneavoastră, dar în restul timpului, adică mie mi se pare totuși că e pentru, nu știu, pentru starea de spirit a națiunii, e mai bune așa, adică de 1 de Paște am avut liber, de 1 mai liber, dar acum iarăși de 1 iunie liber, parcă e mai bine așa, nu? Cu siguranță, dar eficiența muncii, da. Productivitatea. Este un punct de vedere. În domeniul dumneavoastră, Mihaela, v-am spus, în turism, bucuria e mare în această perioadă. Bună ziua, Iulian! Iulian, bună ziua! Salut, Moise! Ok, părerea mea strict personală și e un lucru care îmi convine foarte mult. Zilele libere sunt foarte bune pentru că mie cel puțin îmi permit să prind lucruri din urmă. În zilele lucrătoare te sună lumea, ai clienți care te sună, trebuie să rezolvi probleme urgente. Cred că sunt cel mai productiv în zilele libere. Deci, din punctul meu de vedere, să fie cât mai multe zile libere ca să am și eu timp să prind lucruri din urmă. Adică, dumneavoastră, să înțeleg că lucrați mai încet decât colegii dumneavoastră și când ei sunt liberi, dumneavoastră vă ceți la serviciu și zic, hai că îi ajung și pe ăștia. Sau cum faceți? Nu neapărat decât colegii, dar din păcate sau din fericire, am și rol de vânzări, am și rol de livrare. Sunteți patron. Exact. Păi dumneavoastră lucrați 7 zile pe săptămână, domnule. Exact. Și aveți tendința exact. Să-i înrobiți pe ceilalți în loc să-i lăsați să plece și ei în câte o vacanță. Nu, ei pleacă, ei se duc, ei sunt în vacanță. De exemplu, am acum pe cineva care se luat toată săptămâna liberă, inclusiv luni, că e zi liberă. Deci ei își văd de treabă, dar încă sunt la stadiu în care nu pot să mă ocup doar de vânzări, trebuie să mă ocup și de partea de livrare efectivă de proiecte, lucrez în IT. Așa că zilele astea pentru mine sunt foarte bune. Sunt managerat ca apuc să prind lucrurile din urmă și repet, cred că sunt chiar mai productiv în ele. Dar, dumneavoastră, Iulian, noaptea dormiți? Da. Vedeți, încă mai aveți spațiu de muncă? Mai va trebui să... Da, ziceți. Îl întind la maxim, undeva la, dacă reușesc să duc undeva la 12 ore de lucru plus ce mai am un pic de sală, trebuie să mă relaxez. Vă duceți la sală să vă relaxați, hai domnule, lăsați-ne, te puneți mâna și munciți. Pe de altă parte, Iulian, la modul foarte serios acum, cum vreți, domnule, să ne bunim cu toții, să ne transformăm în roboți? Cred că sunteți printre puțini oameni din țara asta care gândesc așa, să știți. Nu, dar din punctul meu de vedere e foarte ok să fie zile libere. Pe de altă parte, citeam și sunt foarte multe articole care spun în momentul ăsta e la nivel mondial, toată lumea suferă de ceea ce englezii numesc self-entitlement, adică vor să beneficieze de stilul de viață al celor 1% din populație fără să depună efortul. E ok, vrei zile libere, vrei să te distrezi, vrei să ai o viață de familie, vrei să vezi mai mult cu prieteni. Ok, dar nu te aștepta să beneficiezi de acel stil de viață al... Ce mașină aveți dumneavoastră? Ia spuneți-ne. Un CLS. Un Mercedes, a? Da, vezi, vedeți că nu există egalitate în lume, pe bune. Vă mulțumesc, Iulian. Îmi place să descoper oameni ca dumneavoastră. Dar astăzi sunteți neamțul din povestea cu grecii, ca să zic așa. Grecia a intrat în Uniunea Europeană, a zis, gata, hai că suntem ca nemții, putem să ne împrumutăm ca ei, să muncim ca noi și, în final, ceva s-a rupt.
Nimeni nu le-a spus grecilor cum au evoluat salariile în Germania în anii 90 și până încoace, când au avut un pact național în care au crescut salariile cu 2% într-un deceniu sau 3%, ceva de felul acesta. Vedeți, fiecare știe ce e în gospodăria lui. Dar CLS-ul se vede de la distanță, Iulian. Bună ziua, Alex! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Lasă, ce mașină aveți? Hai, doamne, spuneți da, ce vă e rușine. Nu, Opel Vectra B. Din ce an? 98. Oh, ok, bine. Da. Vedeți, alții au CLS, dumneavoastră aveți multe libere, cred, Alex. E în regulă, sunt mai tânăr, am timp să strâng și okay. De o mașină mai bună, zic eu. Cât costă un CLS? Că nu știu, cred că e vreo 30-50 de mii de euro, nu? Un Mercedes de la... Depinde de dotări, cred că okay. Pleacă undeva pe la banii ăștia. Bine. Legat de subiectul de astăzi, eu sunt... mai tânăr, lucrez în privat. Da. Ea e că despre scopul zilelor libere, cum am zis, întâi mai era, nu știu când, se întâmplă alte lucruri în ziua asta. Și cred că ar trebui să analizăm mai bine pentru ce, de fapt, primim acea liberă. Într-adevăr, lucrăm și ne prinde bine. Și mie îmi prinde bine o zi liberă. Dar cred că unii, mă gândesc și la ideea cu turismul. Da? Cât din salariat sau din cei care muncesc pleacă în zilele astea libere și au și permis să plece pentru a promova turismul și a aduce bani din turism. Câți, vă întrebați dumneavoastră, cât își permis să plece în zilele astea? Eu pot să vă spun așa, mai mult decât pe vremea lui Ceaușescu. E foarte simplu. Astăzi, infrastructura turistică e mai mare decât atunci și cu toate astea e neîncăpătoare. Ce ziceți de asta? Da, atunci mai trebuie să lucrăm pe partea de turism, bineînțeles. Alex, nu vreți un Cielo din 1999? 140.000 de kilometri, stă în parcare de vreo 2 ani, nu vreți? 2.000 la programul Rabla pentru hibride, mă gândesc să-l dau, deci negociem de la 2.000 în sus. Mai gândiți-vă, poate vă ajută în productivitatea muncii. Nu e CLS, sunt de acord cu dumneavoastră, dar vă poate fi de folos într-o zi liberă mai mult decât un Opel Vectra din 98. Bună ziua, Cristian! Cristian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Având în vedere că tot am discutat despre domeniul turismului, eu vă sun ca persoană care activează în acest domeniu. Vă mulțumesc că ați sunat. Așa, cum e la dumneavoastră? Managerul unei pensiuni. Da? Vreau să zic că cred că vorbesc în numele tuturor când spun că aceste mini-vacanțe sunt practic o gură de aer pentru noi cei din domeniul turismului. Avem atât de multe solicitări în perioada aceasta, încât, sincer, mi-aș mai dori niște zile libere de la Nu sunteți stat. De pe Valea Prahovei, nu-i așa? Nu, de pe Valea Prahovei, suntem din Piatra Neamț, în zona Moldovei. Okay. Sincer, Cristian, stați așa un pic. Știi, da. Vă întreb, știați că pe Valea Prahovei nu mai există noțiunea de extra sezon? Da, sincer, da. Deci, pentru că... acolo nu găsești într-un weekend obișnuit, dacă vrei să te duci la Bușteni, greu să găsești o cazare decentă la un preț de asemenea decent. S-ar putea să găsești la o stea sau la 5 stele, dar în rest, la 2, 3 sau 4 stele, e foarte greu să găsești. Tot timpul, Are. Da? De ce credeți dumneavoastră că se întâmplă așa ceva pe Valea Prahovei? Eu cred că contează foarte mult în această ecuație și poziția. Sigur că da, București, dezvoltarea Bucureștiului, dezvoltarea da? Bucureștiului, okay. Implicit și drumurile, mă rog, acum. Așa. Eu chiar râdeam cu turiștii, le spuneam mai decât să stați 7 ore, mai bine faceți 4 ore până la mai e corect ce spuneți. Deci acum, mutând puțin problema, cu exemplu da. De pe Valea Prahovei și București, la dumneavoastră la Neamț, de ce credeți că la Neamț nu aveți această problemă de a nu mai avea extra sezon cum au ăștia pe Valea Prahovei? Nu știu ce să zic. Eu, din ce am mai vorbit și cu turiștii și cu lumea cea mai venită la noi, mulți nici nu cunosc, nu prea au fost prin zonă. Chiar am rămas surprins. Cristian, pentru că vă lipsește Bucureștiul și dezvoltarea Bucureștiului. Da, sincer, da. Pentru și că nu sunt locuri suficiente de muncă la Bacău, Iași, în apropierea dumneavoastră. Sigur că venim la Neamț să vedem cetatea Humuleștiului și Casa Memorială cu Capra și Treiezi. Da. Sigur că venim, dar mai greu de la București, adică o dată pe an. Vă trebuie acel tip de dezvoltare, adică multe joburi în apropierea dumneavoastră, care să vă susțină permanent, nu? Ocuparea în pensiuni sau ce aveți, sau hoteluri, sau ce aveți acolo. Da. Deci, policomercial, practic, cel puțin la noi în zona ar fi Iașul, desigur, sunt și de acolo, dar nu se compară cu Bucureștiul sau, mă rog, cu Clujul, Timișoara, marele puteri, ca să zic așa, de partea de financiară. Da, e o problemă, dar și drumurile sunt o problemă, infrastructura în sine,
Noi, deși avem un drum destul de rapid, bun, pe partea aceasta de N2, care oricum e net superior altor... Dinspre București, da, dinspre Cluj? Dinspre București, dinspre Cluj... Prin cheile Bicazului, dacă nu mă înșel, nu-i așa? Zeale, da, prin cheile Bicazului... Vedeți? Da, trebuie făcută autostrada aia de la Târgu Mureș și până la Iași. Sigur, acestea sunt probleme. Dar acum, revenind la zilele libere, vă întreb și eu pe dumneavoastră așa, cum faceți, domnule, cu angajații? Ei n-au și ei dreptul la libere? Ba da, au și dreptul la libere și am convenit cumva cu ei, poftim, lucrați în perioada aceasta mai mult și vă alegeți, ori primiți o bonusare, ori o să facem cumva în extra sezon, că vorba aia, avem extra sezon, nu e suficient. Așa? Adică le dați în noiembrie liber pentru faptul că lucrează acum. Liber, exact, exact. Să le dăm în noiembrie sau în, nu știu, în de Crăciun, de obicei le mai dădeam liber că închideam. Vedeți, vedeți? Da. Dar nu e ce trebuie. Adică nu e ce trebuie, dar nu avem ce să facem și din asta trăim. Trebuie și să ei nu zic patroane, dar aici nu e egalitate de șanse. Nu e, adică nu se răscoală nimeni? Nu face nimeni o grevă? Se răscoală, dar... Nu cere nimeni o majorare de salariu, ceva? Ei de când intră, mă rog, de când iau la interviu și le explic care e situația, cum se treaba, le spun de start zilele libere și zilele la stat. Adică nu se compară cu un job la stat. În turism ești practic la dispoziția turistului în anumite perioade când tu probabil ai vrea să fii acasă liber și dar se compensează. Cum vorbim la salariu, vorbim într-o altă perioadă. Deci le dați 1000 de euro pe lună. Minim. Nu. Salariile, din păcate, sunt mici. Cel puțin la noi pe neamț sunt cele mai mici din conform cu noastră, cele mai mici din țară. Cristian, toți știm că ai plătit la negru, să știți. Toți știm asta. Da. Chiar acceptăm într-o anumită măsură. Adică... Da, asta e situația, nu doar eu o fac. Adică dacă aș fi doar eu, sincer, m-aș simți prost. Dar dacă ar fi să vorbiți cu patroni, să faceți o emisiune așa, să vorbiți cu manageri de firme și așa la privat, să întrebați, da, cred că o peste 80% i-ar plăti așa la negru. Probabil că aveți dreptate, dar asta este un cerc vicios și una peste alta va trebui să găsim împreună soluții pentru a ieși din acest cerc vicios. Că sunteți... privați, că sunt bugetari sau ce om fi în țara asta, sigur că va trebui la un moment dat să... Pentru că, vedeți, în același timp, sigur că ne plângem cu toții. Chiar eu v-am povestit la pastila Bizidei cu salariul lui Messi și cum impozitează patronii statul din România. Acum, statul din România e defect el, că așa a fost el înființat și așa a continuat să fie. Asta e greu de negat. Dar, în același timp, găurile astea pe care le facem, sau le faceți, sau le facem cu toții, ciupind de aici, de acolo, pe evaziune fiscală, obligă uneori statul să ducă taxele, sau obligat statul, că n-a fost întotdeauna, adică n-a fost niciodată atât de deștept ca acum statul român, asta este foarte clar, și n-a găsit soluții altfel decât să mărească taxele până când taxele au devenit de neplătit. De-aia vă spun că e un cerc vicios care se autoalimentează. Bună ziua, Gabriel! Gabriel! Gabriel nu vrea să vorbească, s-a supărat pe mine. Claudiu, bună ziua! Am spus m-a auzit? Da, poftiți! Alo, m-a auzit? Da. Bună ziua, domnul Moise. Îmi pare bine că am ocazia să intru în direct la dumneavoastră. Referitor la întrebarea pe care a spus-o la începutul emisiunii, cred că toată lumea a citit multe statistici, nu suntem nici în capul listei și nici în coada listei în ceea ce privește zilele libere. Acum suntem mai bine, adică nu suntem ca englezii. Proștii aia de engleză, ați auzit, ies și din Uniunea Europeană, ea lucrează, aia au 8-9 zile libere pe an. Sunt vai de steaua lor. Dar eu vă spun, deci cunosc, am foarte mulți prieteni. Așa. Nu muncesc englezii, muncesc imigranții și în Germania la fel. Așa cum ziceți voastră. Conducători patrioti, într-adevăr, au ținut la țara lor, la Germania, și au reprezentat cu adevărat interesele poporului, a fost altceva. La noi tot timpul, asta este impresionant. Vedeți că la nemți, atenție, Claudiu, la nemți au existat mai multe tipuri de înțelegeri. Odată între patronate și sindicate, apoi între forțele politice, pentru a face acest tip de înțelegere pe durate lungi. Nu se poate altfel. Da, era o înțelegere credibilă, care a fost luată în serios și de muncitor. Bine. Și a respectat-o și a dus-o până la capăt pe o perioadă lungă pentru interesul țării. Pe când la noi, tot timpul omul va fi suspicios, pentru că lucrurile acestea nu se fac clar și nu se fac pentru un bine comun. Și tot timpul omul la noi este înșelat cumva de patronul lui. Deci patronul e de vină, ziceți noastră. Nu neapărat. Dar? Și omul. Sunt și foarte multe lepre care înșeală patronii. Hai să ne întoarcem. Deci discuția a fost clar una despre muncă. Claudiu, sunt mai bune sau sunt mai puțin bune multe zile libere? Eu zic că sunt foarte bune zilele acestea libere, cu condiția ca zilele în care se lucrează
să fie zile în care într-adevăr se lucrează și este o atmosferă de seriozitate și de responsabilitate. Ca la nemți. V-am simțit după accent că sunteți puțin neamți. Ce ziceți? Recâștigă Merkel alegerile din toamna asta? Eu sper să nu câștige. Eu vă spun că nu contează. Dacă Schulz, acesta m-a dezamăgit teribil. Îmi pare rău că vă dezamăgesc și eu. Deci, pentru că tot i-ați invocat pe nemți, uitați-vă puțin la cum au știut politicienilor, că tot ajunseră în domeniul ăsta, să se susțină practic reciproc pe problemele de interes pentru Germania. De la conducerea Uniunii Europene și până la legislația muncii, da. Deci, eu sunt un fan al doamnei Merkel, vă spun că îmi place de doamna bunicuța, deși mă scoate de multe ori din sărite cu modul în care acționează, nu întotdeauna e în avantajul României ceea ce face madame Merkel, însă nu pot să n-ai o admirație pentru ea la cât de puternică este. Probabil că va câștiga alegerile din nou, dar nu contează, pentru că și dacă va câștiga Martin Schulz, o să vedeți că va fi fix același lucru din punct de vedere internațional. Germania va fi la fel. Geo, bună ziua! Bună ziua! Mai avem vreun minut și ceva, vă ascultăm. Mă bucur că ai spus un pic mai devreme de faptul că dacă se permit o recea... Vorbiți un pic mai tare, că ești un drum pe fir. O fi liber și la astea din Telecom. Poftiți! Am înțeles. Se aude mai bine acum? Mult mai bine. Spuneam că mă bucur că ai declarat un pic mai devreme faptul că ai o admirație pentru doamna Merkel. Din fericire pentru nemți, ea este o patriotă, așa cum au fost și alți patrioți ai românilor, dar nu mai contează. Cert este faptul că mi-aduc aminte că după așa zisa Revoluție, ca să nu spun lovitura de stat din decembrie 89, au apărut niște proverbe și zicători pe undeva, ceva de genul pauzele lungi și dese cheia marilor succese. Da, dar nu știu dacă e după Revoluție. Proverbe, cred că erau după, și înainte după, astea. Înainte nu prea erau, dar nu asta e important. Cert este faptul că în momentul de față România trebuie să aibă cât mai multe zile libere, să producă cât mai puțin și să importe cât mai mult. Dacă vă referiți la industrie, să știți că ponderea industrială a României e comparativă cu cea a Germaniei. Da, hai să ne gândim la produsul intern brut al României din 89 așa. Și să vedem produsul intern brut al României de acum. Este mult mai mare acum. Exporturile care erau exporturile României în 88 și nu, care sunt sunteți prea tânăr pentru asta. Ce vârstă aveți? Nu, iartă-mă, Moise, cred că sunt mai în vârstă decât tine, dar ok, atunci important. Știți care a fost prețul exporturilor din România de atunci? O înfometare da, totală. Adică... Săraci oameni bogați, nu cum era vorba aceea. Nu, iertați-mă, Geo, uitați-vă, am depășit, gata, mă scoate colegul. Deci, Geo, uitați-vă în statistici să vedeți cât de grav arăta economia României înainte de 1989 și pe partea asta de importuri și exporturi, ce exportam, ce valoare adăugate și care era prețul plătit în final. În final a fost o mare criză. Trebuie să termin, că mă dau afară, colegii mai vin și mâine. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.